Ea le croiește, el le coase. Soții Olenic din satul Mândreștii Noi, raionul Sângerei, fac o echipă bună de mai mulți ani și recunosc că au pierdut numărul căciulelor tradiționale pe care le-au făcut. Alexandra și Artur Olenic sunt astăzi în platoul Telemagazin și au venit cu căciula asta impresionantă, cu mai multe căciuli. Bine ați venit! Bine, ne facem o deosebită plăcere să fim aici. De unde pasiunea pentru această artă? Pentru că este o artă, trebuie să recunoaștem. Nu oricui se dă să le facă. Soțul se ocupă cu această pasiune, artă sau meserie, că deja s-a transformat într-o meserie, deja aproximativ 20 de ani, dar a trecut peste, de mic copil. De la o vârstă fragedă, chiar văzând că părinții cu asta se ocupă, a decis că nu. Deci de acolo vin rădăcinile, Artur, da? De la părinți. Ai moștenit. Altceva nu mă face. Și cam de la vârsta de 12 ani a început a coase căciulele tradiționale, cele mai simple, țurcănești. Uite, ce e mai important, că soția știe, cunoaște toate informațiile și asta contează tare mult. E bine că între timp voi ați ajuns să dezvoltați, pentru că nu poți lucra la un moment dat de plăcere să faci. Da, plăcerea, evident, lucru e plăcere. O ții acolo la inimă, da? Nu ține și de stomacel. Și în timp, voi ziceți că ați pierdut numărul căciulilor pe care le faceți? Atât de multe au fost? Da, de câți ani le faceți? De confecție? Bine, Artur, am înțeles că de la 12 ani. Câți ani au trecut de atunci? Deja vreo 20 de ani de când mă ocup. 20 de ani? Da. Da. Impresionant. Da. Dar voi de câți ani sunteți împreună? De 11. De 11. Eu 12. Da. Super. Deci 20 de ani, eu îmi dau seama că e un număr impresionant. Hai să pornim de la materia asta primă. De unde o luați voi? Pentru că aici avem mai multe, apropo, exemple de căciuli, inclusiv una mare, și o să vorbim despre ea, trecem imediat să vorbim și despre ea. Dar totuși, de unde materia primă o luați voi? Pentru că normal că trebuie să ai și materie, să o cumperi, că nu îți poți permite, de exemplu, să ții anumite animăluțe doar pentru căciuli. De la ciobienii noștri din Moldova. Facem cu ei legătură, ne spunem din timp. Aveți furnizori deja? Da, avem de încredere, care de mulți ani lucrăm. Și le procurăm de la ei, le prelucrăm și după aia le coasem. Că voi le prelucrați ușor, da, așa. Cât timp vă ia să creați o căciulă, de exemplu? Uite, avem o mână, puteți să dați exemplu pe o căciulă, în realitate, o căciulă se poate face timp de 2-3 ore. Dar pentru a o finisa este nevoie de timp, pentru că ea trebuie să stea pe călăbot, să se usuce, să-și ia forma. Așa că dacă să luăm în considerație timpul de uscare, de aranjare, atunci până la 2 zile. Da, până la 2-3 ore mai e și procesul ăsta de trebuie să prelucrăm pieile și evident, dacă luăm și procesul de prelucrare, atunci până la o săptămână, durează, două. Vedeți că nu e atât de simplu, o oră, două, cum cineva ar spune. Bă, câte e o căciulă de o oră, două acolo, că e și prețul ei, câte e? Bă, dar e cam scump pentru o oră, două, nu? Da. În mediu, cât poate ajunge o căciulă să coste, apropo? De la 800 de lei. Și poate ajunge și până la 4-5 mii de lei. De o funcție de complexitate, de ce? În dependență de vârgile. Cât e de vărgată. Ok, dar ce înseamnă vârgile astea și cum se creează ele, cum se formează? Ele, iată aceasta, pentru că e mai vărgată, este un miel mai tinerel, de câteva zile doar. Și evident, pielicica e mică. Dacă să facem o căciulă mare din așa tip de blană, atunci avem nevoie de 2-2,5 pielicele. Atunci, evident, prețul crește. Aceasta este micuță și la 1000 de lei. Așa, deci, micuță, da, cum se vede ea. Pentru dar 3-4 ani și pe astea le văd mai vărgate. Asta care e ideea cu ele? Cum au fost create? Tot prin calapot special, făcut așa, de clei. Și, le văd vărgate și pe da, ele? Tot adică vărgate. Tot sunt din seria prețurilor mari. Am înțeles, din pielicele, da, cele din piele, mai tinere. Da, tinere. Am înțeles, ok, și asta? Iată, asta mai asta putem brumărie, spune, așa? Da, asta putem spune că e un pic mai desfăcută. Aici mielul a fost, să-i spunem așa, mai în vârstă. Mai aproape de 2-3 săptămâni. A fost înțărcat. Da, dacă ăștia au fost de 2-3 zile, ăștia au fost de 2-3 săptămâni.
Da, am înțeles. Și voi faceți orice formă de căciulă, de exemplu? Adică nu aveți limite? Da, nu avem limite. Da, căciula tradițională este de la 22-23 cm și până la 35 cm, poate și 38 înălțime. Uh-huh. Așa că cu cât căciula, așa pe timpuri era, cu cât căciula era mai înaltă, omul era cu un statut mai înalt în societate. Eu vreau să vorbim, dacă îmi permiteți, mă iertați că vă întrerup, o să trecem și la celelalte două mai pufoase, dar să vorbim un pic despre căciula asta tradițională. E o căciulă tradițională, cum ar veni, sau care are dimensiunile mari? Care sunt dimensiunile ei, apropo? Aici au fost calculate dimensiunile în proporții. Dacă dimensiunea unei căciuli tradiționale este de mărimea 58 cm și înălțimea 24, aici am calculat proporțional în procente și am făcut-o după standardele cum ar trebui să fie. Din 100% dimensiune, 40% din dimensiune e înălțimea. Complexul locativ Horus City, unde confortul devine un standard și viitorul începe chiar din casa ta. Astăzi vă prezentăm una din dotările și beneficiile pe care le vor avea fiecare apartament din complexul Horus City, cazanul pe condens. Să vedem împreună care sunt diferențele dintre un cazan clasic și un cazan pe condens. Un cazan standard arde gazele naturale în scopul de a încălzi apa. Când gazele naturale ard, are loc producerea de vapori. Aceste gaze calde reziduale se vor deplasa printr-un coș afară în atmosferă, luând căldură valoroasă cu ele. Acest lucru înseamnă că 20-30% din energia pe care o folosesc este pierdută sub formă de gaz cald. Funcționarea unui cazan în condensare înseamnă reutilizarea gazelor arse și care în mod normal ar fi efectuate și transformate în căldură prin reîncălzirea apei provenite din circuitul de încălzire. Deci, avorul produs de arderea gazelor este utilizat pentru reîncălzire de retur. În acest mod, centrala folosește mai puțină energie, deci mai puțin gaz natural pentru a obține aceeași încălzire de la o centrală clasică și astfel reduc facturile cu circa 30%. De asemenea, pentru a prelungi durata de viață a cazanului, va fi instalat și termostat. Și nu un termostat obișnuit, dar pentru confortul dumneavoastră, vom instala termostate wireless care vă permite să reglați temperatura de la distanță. La Horus City aducem această tehnologie avansată în fiecare apartament. Vă invităm la oficiul nostru de vânzări de pe strada Tudor Vladimirescu, 1 fracție 8, să testăm în timp real cazanul pe condens și termostat. Și are 160x80 cm înălțime. Mau, ce mare! E adevărata cușma lui Guguță, de care am auzit, adică legendara căciula lui Guguță aici în platoul Telemagazin. Ați mai făcut din astea sau e în exemplar unic? Prima din colecția noastră. Ați făcut-o doar pentru... N-am mai văzut nicăieri așa, am căutat chiar pe internet să văd, este așa ceva, căciulă mare. De ce noi căutați că e de la Guinness World Records să o contorizeze, să vadă? Adică voi intrați și voi în istorie. Da. Voi și așa sunteți în istorie cu numărul impresionant de căciuli pe care le-ați creat. Dar cu asta sigur intrați în istorie, pentru că este mare și eu trebuie să recunosc că într-adevăr n-am mai văzut o astfel de căciulă mare, niciunde. Absolut. Hai să trecem și la celelalte două, pentru că nu doar din pielicică de mielușei și oițe, dar astea sunt din ce? Că sunt atât de pufoase și atât de... Ia uitați-vă, deci sunt superbe. Mie tare îmi plac. Aceasta este din lama. Așa? Da. E foarte pufoasă, foarte fină. E cu ieduță înăuntru, căpriță. Ah, ca să țină de cald. Da, să fie cald. Tot natural e. Deci în interior este blăniță de căpriță ca să țină cald și nu în zadar, moștrii noștri și nu în zadar purtau căciul din asta pentru că ele chiar țin de cald, adică sunt fantastice. Este blăniță albă, așa a fost ea inițială? Sau a fost decolorată? Este înăubită. Culoarea ei naturală este așa, un bej. Da, bine. Dar a fost înăubită pentru că nu mai există natură. Deci de rând cu cealaltă, dacă îmi permiți Artur un pic așa. Iată, deci le vedeți, ambele au fost colorate și ambele sunt de mărimi diferite. Adică asta de culoare albastră este mai mică un pic și asta de culoare mai mare. Vreau să mă întreb dacă voi le coase și la comandă. De exemplu, dacă vine cineva, vin eu și zic, uite, vreau căciulă, vreau să fie atât de mare și cu designul ăsta, de exemplu. Da? Așa îl văd eu. Cu tot respectul pentru... Da, desigur, orice model, domnul vine și îmi spune vreau așa, vreau așa. Chiar am avut recent o comandă de căciulă
țurcănească, uh-huh. să fie tăiat așa și uh-huh. să-i pună, cum îi spune, ca la chipiu. A, am înțeles. Nu, serios? Da, da. Și i-am făcut, într-adevăr. S-a primit foarte faină și mă gândesc că mai departe să mai fac așa lucrări. Uite, eu observ, ca să le pun pe astea atent aici, eu observ că toate înăuntru, în interior, acolo au căptușeala din blăniță. Din, da? Din căpriță, adică și toate da. Sunt aceasta diferite. E din țigaie. Am înțeles. Oaie țigaie din aia care... Da, da. Din oaie țigaie și din lână de oaie țigaie. Știu că este și foarte, foarte bunață pentru ciorăpei. Da. Și foarte calză, apropo. Ți-o las ție pe asta. Uh-huh. Cum întreții, dacă ați putea să ne spunem, aceste căciuli? Pentru că nu poți simplu așa să ai o căciulă din asta și să o pui într-o mașină de spălat. E nevoie, probabil, de anumite momente speciale. Nu este dificil. Pe timpul cald îi puneți câteva fire de levănțică în căciulă, dar nici într-un caz în săculeț de polietilenă. Într-o husă de material și atât. Ca să o cureți... Asta e pe timp de vară, ca să o păstrăm. Pe timp vara, de vară. Na, ok, nu le prea purtăm. Da. Pe timp de iarnă este necesar doar de le prelucrat cu abur, cu abur fierbinte. Pe interior și pe exterior, pentru că aburul omoară microbii. De o spălat nu-i nevoie. Căciula de asta și făcută din două straturi de pielicică, ca ea să respire. Asta nu e textil ca să tragă transpirația. Ce fain e asta! Ia uitați aici! Ia uitați aici! Cât de fantastică! Fain, da, absolut. Eu de mult mă gândeam să pun pe capul asta de căciulă. Și asta are nevoie de la fel de o atenție mai specială? Adică rămâne așa foșată? Nu. Aici puțin mai dificil se păstrează, anume pe timp de iarnă. Mm-hmm. Pentru că după două, trei folosiri este necesar tot la fel prelucrată cu abur și pieptănată bine-bine în caz că nu face posesorul acestei căciule aceste manevrări, ea începe a face boțuri care nu arată deloc estetic. Da, la un moment dat, dacă, de exemplu, uite, am căciula și vreau să vă dau vouă, voi puteți prelucra oarecum, da, ca să-și revină la normal. Da, uite, foarte fantastic. Îi aveți pe soții olenic, ați aflat de unde sunt ei, din Mândrești Noi, și respectiv, dacă aveți nevoie de căciuli, oricând, orice model, chiar și cu aia, cu de care vreți voi. Vă mulțumim tare mult că păstrați acest, nu știu cum să zic, această tradiție, pentru că nu mai e multă lume care creează aceste căciuli și cei ce e cusut acasă și făcut handmade natural sau de casă, arată mult mai bine, una la mână și a doua la mână sunt mult mai durabile și rezistente în timp. Așa că tot respectul pentru voi, pentru cei ce faceți, să creșteți o afacere și mai mare. Și să veniți într-o zi în platoul Telemagazin să ne spuneți, măi, suntem în cartea recordurilor Guinness cu această căciulă și mai avem una și mai mare. Aici am vrut să adaug recent, ne-am extins un pic și avem centru de meșteșugărit în gospodăria noastră. Cu masterclass-uri? Cu masterclass-uri, tot o să avem. Avem și patru discipoli care sunt pe lângă noi. Încercăm să... insuflăm această meserie celor tineri care vor rămâne după noi. Cum erau cândva șezătorile. Eu sunt convins că voi acolo veți dezvolta și o mini-zonă turistică cu atracție, pentru că este foarte interesant, de exemplu, chiar tentant să vii cu copiii mici și să le arăți, să le insufli dragostea față de ceea ce faceți. Pentru că nu e ceva care să fie, nu știu, un Facebook sau un TikTok. E ceva care a ieșit din tipare, cum ar veni. Pentru noi nu e ceva exotic încă, adică noi ăștia mai maturi, dar pentru ăștia mici ar fi bine să le cultivăm dragostea față de frumos. Vă mulțumim tare mult că contribuiți la frumos și succes pe viitor în tot ceea ce faceți. Chiar a fost o plăcere să discut cu voi.